Salut, Reven, și astăzi la un episod de 22, Player Pick Opening, din care sper să pice de data asta ceva, pentru că data trecută din 31 de Player Pick-uri am luat 3 walkout-uri și cam atât. Dar la ce seria, nu uitați să apăsați și butonul eu, foarte important să vă abonați și legendar de important a studiului deja să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru pe planetă, să folosiți codul CATAXPCG pe PC Garage dacă vă cumpărați ceva și bineînțeles dacă vreți joc ieftin, le găsiți pe GO2A, Let's Go Time, Gibraltar, Legend Items, de când speram să bagi itemul la bun. Să vedem ce o să pice, lăsați-vă un comentariu cu ce ați primit din player pick-uri. Practic, o să fie peste 50 de player pick-uri după ce le disip astea 20 și vedem ce o să vină, dacă vine un food birthday. Nu a venit niciunul până acum, nici măcar nu de la de 15k, dar nu, ce să faci, ce să faci. Asta e echipamentul de față, ăștia doi, sunt jucătorii noi, ăsta e decent, nu pot să zic că e rău, clar, nu-i mai bun decât nenea ăsta, Hernandez, deși am dat Shadow și în teorie ar avea un ieși. 99 cu 99 la acceleration și sprint speed, nu prea se simte, 99-99, adică mi se pare mult mai rapid Theo Hernandez, ceea ce e dubios. Defensiva, cum am zis, e super ok, stamina e ok, nu e cel mai rău card posibil, o să-l las în echipă. Ăsta, în schimb, mi se pare foarte interesant, nu știu cum o să fie la Weekend League, la Rivals și prostă din astea, chiar mi se pare că joacă bine, bagă piciorul la minge dacă îl las gen să nu fie controlat, să nu-l controlez eu, ceea ce e destul de interesant, să vedem cum am zis. O să facă la Weekend Ligianus. Bun. Vine oare Cristiano? Aceasta este întrebarea. 20 de bucăți, primul player pick. Începem cu 83. Hai. Nu ne pierdem speranța. Trebuie să avem speranță în viață. Și speranța îți dă direct cu bocancul pe gât. Ce? Bun, David Silva, 85 rating, not good, not bad. Deja am început mai bine ca și ieri. O să ne dai 2 walkout-uri din 20 de player pick-uri, pe i-am dat 3 ca să fie ca și ieri, dar nu cred că o să dea, nu știu, mi se par slăbuțe player pick-urile astea, față de cum a fost la promoția cu Future Stars, parcă. 1.84, merge și ăsta. Hai, Gigele, walkout-uri vrem, walkout-uri vrem, walkout-uri sperăm, walkout-uri nu primim. Haide, food birthday, ok, Griezmann, hai că nu e rău, 85 rating, nu e rău, dar nici tare bine, ok, ok, merge, merge, nimișcă mai cu talent, altceva, bagi un walkout și pe pagina asta să fie corect, ok, neacunde din nou să-l iau, hai că-l iau, că bag la ceva SBC după oricum. Lângă Nea Cunde vine Nea Cristiano Ronaldo. Un inform. Bun, e și ăsta. Ce să zic? Să nu-l iau la club, îl ia. Luăm toate ciurucurile, haideți, ciurucuri. Ok, unul cu un 85, bă, merge. Parcă sunt un pic mai bun decât cele pe care le-am făcut ieri. Nu știu, fiu oare secretul să faci mai puține? Să fac, nu știu, de 3 și deschid și 3 și ar deschid și tot așa? Abar nu am. Facecam, stai cu minte. 82, ce bine era dacă picase când era Future Stars. Bun. Hai să le luăm din nou din capăt. Haide. Food birthday. Nu-i food birthday Nea Martinez, dar măcar e 84 rating. Dacă din 50 plus nu dă un food birthday din ăla pârlit, înseamnă că e un pic am scan treaba cu player pick-urile în cazul meu de data asta. Poate la următoarea promoție să fie iar bune. Mario Hermoso. Rudigeru, din nou, ce bine era dacă pica atunci când a fost Team of the Year-ul și vrăjelile. Trebuie să schimbăm mea viteză că deja nu mai avem voci sau intrăm în vocea de Batman. Bun, am schimbat viteza. Prindem viteză spre nimeni. Spre nimeni. Ok. Nea cu Tinio, bun. Mai avem 3 cumva? 4. Îl pezi din pe ăsta și mergem pe pagina cealaltă la ultimele 3 și ultima șansă. Yay! Lemnaru, bine Lemnare, haide și tu. Toți ratonii să vină la mine la club. La club în Torino, dăm în ăsta din mijloc. Hai, Gigele. A un food birthday, domnii Pușcă, ești nebun la cap.
Nici măcar n-am zis să-mi dea ceva bun, dă-mi un docu. L-am pus acolo frumos pe nea docu și saluti. Am luat ceva și de la promoția asta. Penultimul player pick vine în curul gol Maguire. De. Arată bine. Ultimul player pick. Haide. Good birthday. Unde sunteți? 50 și ceva de player pick-uri și nimic de la Food Birthday. Bă, nimic. Cum am zis. Un jucător bun. Bă, da, unul. Unul să l-am acolo. Din fiecare promoție să am un jucător pârlit. Bun. Un walkout, un inform. 3.85, 4.84, câțiva de 83. Și cam astea sunt player pick-urile. Sincer, slab. Dacă stăm și calculăm cât am dat pe player pick-uri, mai ales că pastile am făcut direct cu coins, că n-am mai avut resurse, n-arată bine. Ce să zic. Bun, hai să băgăm la club. Cred că trebuie să dau quick să-l așa că am ceva pachete și aș vrea să le deschid și pe alea. Hai să vedem. Facem un ban cinstit ceva. Lemnare. Undeule. V-ați dus băieți, vă salut cu respect. 3 pachete. Hai să vedem ce pachete. Nu știu ce pachete am aici. Jumbo Premium Gold, Turer Gold Players și 81 plus Attacker, ok, hai că poate vinde aici ceva. Începem cu Turer Gold Players, stai că am și ăsta aici. Hai, deodată în viață promo pack-urile plătești și la mie pe cont. S-a blocat, ok. O calculat acolo, zic bă, stai că iar n-ai în pachet, nu îl dăm. Opa, asta este docu, nu îl dăm nici pe ăsta, dai drumul de aici, cotețare. Promo pack ceva, avem preview. Two rare god players back. Ok. Français CDM, oh my god, este Kanté de la Strehaia, Sissoko. Bun, e și ăsta. Iar intrăm în secetă pe cont. Sperăm că vine cu ceva șmecher după ce dă drumul la triabă. Jumbo Premium Gold Pack, 7 rare, stare 3 rare. Dar asta e 81 plus. Luăm ăsta că de aici nu ne dă nici măcar board. Te rugăm frumos ei sport. Dă-ne un din ăla. Nu ne dai, mă bine. Măcar așa de vrăjală, știi, să avem un titlu. Oh my god, am prins un Food Birthday. Unde-s Food Birthday? Deci că nu sunt pachetici nebun. Pipe și Swansea City. Dacă n-am dat bine. Așa e că nu dormi. Bun. Și ultimul pachet, ultima șansă la Food Birthday, Cristiano Ronaldo. Bine, de fapt mâine o să fie ultima șansă pentru că o zic premiile de la Full Champions Playoff și Division Rivals și ce mai pe acolo. Haideți să vedem. Putem lua ceva din squad 1, Food Birthday. Board. Este Jimenez. Deci absolut nimic din promoția asta. Zici că-s la Team of the Year, numai la Team of the Year n-am mai luat absolut nimic. La Team of the Year n-am luat nici măcar tot in omini. Poate. Din pachet e peste 1 milion sau ceva în genul. No, bine, dar a fost fain, mi-a plăcut. Mai venim. Nu o să mai fac player pick-uri pentru promoția asta, că văd că nu prea are sens. Voiam să mai pregătesc și pentru, cum zice, squad 2. Cred că e și squad 2, nu știu sigur, ar fi și squad 2. Bla, 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 20. Ah, uite, Team 1, deci clar o să fie și Team 2. Venim și bagă la Team 2. Poate e acolo, plezim și noi cel mai ieftin jucător sau poate plezim mâine ceva în luăm primile de la Rivals și Full Champions Playoffs. Am să vă spui cu Băningu, din păcate n-a fost să fie ce să-i faci, nu poți să iei mereu. Dacă vă plăcut seria, dacă vă place episodul, nu uitați să dați like, un like, foarte important să vă abonați și legendar de important astăzi deja, să-mi dați un follow pe Instagram, să folosiți codul KTXPGG, indiferent ce vă cumpărați. Ne auzim data viitoare, salutare, salutare!